12 tone de miere vor ajunge în aceste zile la persoanele defavorizate din județul Gorj. Alimentul trebuia să sosească încă de anul trecut, însă din cauza unor probleme referitoare la calitatea acesteia, cum că mierea nu era de fapt miere, ci sirop de glucoză, combinat cu substanțe periculoase, s-a decis stoparea furnizării către beneficiari. După ce problemele au fost rezolvate, în această săptămână produsul va ajunge și la beneficiarii de ajutor social. La produsul miere au fost ceva probleme legate de calitatea acesteia dovedite la unele centre județeane din țară, motiv pentru care loturile respective au fost respinse de către colegii noștri din județele unde au fost depistate asemenea situații. Reprezentanții APIA Gorj se implică intens în acțiunea de distribuire a produselor alimentare către persoanele defavorizate din județ. Derulăm această activitate sub aspectul urmăririi modul în care se desfășoară programul de momentul în care se produc aceste alimente de către agenții economici, deci întocmim verificări, rapoarte, controle la furnizarea acestor produse, la livrarea acestora către și transportul produselor, la modul în care sunt depozitate până la modul în care sunt distribuite. La nivelul județului, aproximativ 41.000 de persoane au beneficiat de alimente gratuite din partea Uniunii Europene. Este vorba de pensionarii cu venituri cumulate până la 400 de lei, persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii neinstituționalizate, invalizii, șomerii și beneficiarii de ajutor social. La ora actuală mai sunt produse neridicate, beneficiarii având posibilitatea de a și le revendica până pe data de 31 martie.